Și acum vom vorbi despre primul zbor din istoria umanității folosind biocombustibil. Căci, într-adevăr, pentru prima dată, un zbor comercial folosește biocombustibili. Avionul comercial, un Boeing 747, a zburat duminică, acum o săptămână, fără pasageri, între Londra și Amsterdam, folosind biocombustibili în unul dintre cele patru rezervoare ale sale, spune Associated Press. Fascinant este faptul că avionul nu a trebuit să suporte modificări pentru a accepta uleiul vegetal drept combustibil. Așadar, biocombustibilii ar putea fi prezenți în aviație încă și mai curând decât se estima inițial. Duminică, 24 februarie 2008, în premieră mondială, a avut loc primul zbor comercial ce folosea și biocombustibil. Mai precis, unul dintre cele patru rezervoare de combustibil conținea un amestec de uleiuri vegetale obținute de la pelmierii de nucă de cocos și babasu. Desigur, aceasta a fost un zbor de test, fără pasageri la bord. Datele zborului vor fi analizate pentru a evalua exact cât combustibil a fost folosit, cât dioxid de carbon a fost eliberat în atmosferă sau cum au reacționat motoarele la noul combustibil cu scopul de a îmbunătăți performanța. Zborul a fost efectuat între Londra și Amsterdam de către un avion Boeing 747 aparținând companiei Virgin Atlantic, în parteneriat cu Boeing, General Electric și Imperium Renewables. În zilele noastre, când prețul carburanților fosili crește mereu, când efectele încălzirii globale generată de emisia de dioxid de carbon în atmosferă sunt tot mai vizibile, motivația pentru folosirea și a combustibililor de origine vegetală este tot mai mare. De exemplu, Uniunea Europeană anunță că traficul aviatic este responsabil de 3% din emisia de dioxid de carbon din Uniunea Europeană, față de numai aproximativ 1,5% cât era acest procent în 1990. Atât prețul biletelor, cât și cantitatea de dioxid de carbon care ar putea fi emise, ar putea fi scăzute prin folosirea și a combustibilelor vegetali. Trebuie remarcat însă că există și sceptici ce sunt de părere că reducerile prețului și a emisiei de dioxid de carbon, deși reale, vor fi prea mici pentru a avea un impact semnificativ. În plus, spun criticii folosirilor combustibililor de origine vegetală, producerea acestora va duce la și mai puțin teren arabil necesar agriculturii sau ar duce la tăierea de noi păduri pentru a produce acest teren, ducând astfel la și mai multă poluare. Ei consideră că zborul nu a fost decât o modalitate pentru compania Virgin Atlantic de a își face reclamă. După ce inginerii vor analiza însă datele experimentale colectate în timpul acestui zbor, se va putea estima mai bine dacă într-adevăr combustibilii vegetali vor putea reduce prețul și emisia de dioxid de carbon pentru zborurile viitorului.